În Biserica Ortodoxă, formele de exprimare a cultului sunt variate. Rugăciunea, cântarea, lecturile biblice sau predica, privite ca forme principale, sunt însoțite și de alte mijloace de expresie, cunoscute sub numele generic de acte liturgice. Acestea reprezintă tot ansamblul de mișcări, gesturi și acte rituale săvârșite de clerici și credincioși în timpul slujbelor divine. Ele accentuează ideile și sentimentele cuprinse în rugăciuni și în formulele liturgice. Potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur, Mântuitorul Hristos se comunică prin cuvântul rugăciunii preotului, când cuvântul este însoțit de gest, pentru că trăirile și sentimentele se prelungesc în mișcarea trupului. În cadrul rânduielilor de cult, slujitorii bisericești săvârșesc diferite mișcări liturgice. Credincioșii participanți la Sfânta Liturghie observă că preotul iese în mijlocul bisericii după un anumit ritual, mai întâi cu Sfânta Evanghelie și apoi cu Sfântul Potir și Sfântul Disc. Pentru cele două momente importante din slujbă se folosesc denumirile de Vohodul Mic și Vohodul Mare. Vohod în sine, din slavon, înseamnă ieșire. Și vohodul sau vohoadele pe care le avem noi în biserică înseamnă de asemenea ieșiri, dar totodată și intrări. Pentru că în vohodul de la vecernie și în cele două vohoade de la Sfânta Liturghie, preotul iese din Sfântul Altar pe ușa de miază noapte și apoi intră în Sfântul Altar prin ușile împărătești. Deci, termenul generic de vohod pe care îl avem se referă la aceste ritualuri solemne pe care le face preotul sau preoții, în caz că este sobor, la vecernie și la Sfânta Liturghie, când se iese din Sfântul Altar și apoi se intre prin ușile împărătești în Sfântul Altar, toate aceste vohoade simbolizând venirea Mântuitorului în lume și activitatea sa aici pe pământ. Vohodul mic, adică purtarea solemnă a Sfintei Evanghelii din altar, prin mijlocul naosului și apoi așezarea ei pe Sfânta Masă, este un ritual destul de vechi în cadrul Sfintei Liturghii. La baza lui stă un act care la început era simplu. Diaconul scotea Evanghelia din Schevofilachion, acea încăpere destinată păstrării veșmintelor și a obiectelor de cult, și o ducea pe amvonul din naosul bisericii. De aici se citea, la momentul potrivit, pericopa evanghelică. Mai târziu, când Sfânta Evanghelie a început să stea pe Sfânta Masă, actul ducerii ei la amvon a luat o dezvoltare tot mai mare. Acest ritual a dobândit semnificația simbolică a ieșirii Mântuitorului la propovăduire. Așa s-a ajuns treptat la ritualul solemn și dezvoltat de astăzi. Vohodul este întâlnit în slujba vecerniei, în primul rând, și se face, bineînțeles, fie cu cădelnița, în mod obișnuit, de pildă, sâmbătă seara și la cealaltă vecerni în timpul anului, din perioada octoihului, dar sunt vecernii speciale încât se face vohodul sau ieșirea. Se spune, pe de o parte, ieșirea, dar și acțiunea de intrare, pe de altă parte, cu Sfânta Evanghelie. Și aș cita aici vecernia din Vinerea Patimilor, a scoaterii Sfântului Epitaf, când se și citește, pe de o parte, se spune prochimenul acela mare, se citește apostol și apoi aceea Sfânta Evanghelie. Vecernia din Duminica Învierii, adică la a doua înviere, duminică după amiază, tot cu scoaterea Sfântei Evanghelii, vohod cu scoaterea Sfântei Evanghelii, și în lunea Rusalilor. Slujba care se reprezintă duminică după Sfânta Liturghie în practica parohială, se scoate la fel Sfânta Evanghelie și se citește în auzul credincioșilor. Vohodul mare, adică luarea cinstitelor daruri de la proscomidiar, purtarea lor solemnă prin mijlocul bisericii și depunerea lor pe Sfânta Masă, reprezintă astăzi cea mai impresionantă ceremonie din rânduiala Sfintei Liturghii.
Inițial a fost un act simplu și lipsit de orice simbolism. Darurile de pâine și vin alese de diaconi erau duse de la proscomidiar pe Sfânta Masă, unde urmau să fie binecuvântate și sfințite de către arhiereu sau preot. Odată cu dezvoltarea rânduielii proscomidiei, acest ritual a dobândit o importanță din ce în ce mai mare. Darurile au început să fie purtate cu multă cinste și solemnitate prin mijlocul naosului, închipuind luarea de pe crucea a trupului Domnului și înmormântarea lui. Vohodul Mare este interpretat și ca o reprezentare simbolică a ultimului drum făcut de Mântuitorul înainte de pătimirea și moartea sa din Betania la Ierusalim. La Vohodul Mare sau la Vohodul cu cinstitele daruri de la Sfânta Liturghie, după ce protosul face cădirea în timpul heruvicului, el se închină în fața Sfintei Mese, sărută după rânduială Sfânta Masă, apoi face o plecăciune spre popor și merge la proscomidiar, unde ridică Sfântul Aer, îl așează pe umeri și apoi ia Sfântul Potir în mâna dreaptă și Sfântul Disc în mâna stângă. În urma sa, ceilalți preoți, doi câte doi, se închină asemenea în fața Sfintei Mese și apoi spre popor și merg și se pregătesc, putem spune, într-o coloană în spatele protosului, purtând fiecare în mâini Sfânta Cruce. Acela dintre preoți care a săvârșit proscomidia va trebui să poarte copia și cu lingurița pe care le ține cruciș. Și în această rânduială, protosul mai întâi și apoi ceilalți preoți, în ordinea în care sunt ei rânduiți în sobor, îl urmează pe preot și ies pe ușa de miază noapte, adică ușa din partea de nord a bisericii, ies până în mijlocul bisericii unde au loc pomenirile. Și ei se așează aici în mijlocul bisericii, în rând, unul după altul, protosul fiind primul și de-a dreapta lui ceilalți preoți până la ultimul în ordinea ierarhică. După ce se fac pomenirile, în aceeași ordine, protosul primul și ceilalți după el intră în Sfântul Altar și se așează în ordinea pe care au de-a dreapta și de stânga protosului în Sfântul Altar. Dacă slujește numai preotul, el singur face vohodul cu cinstitele daruri. Acesta poartă pe umeri acoperământul cel mare, Sfântul Potir în mâna dreaptă și Sfântul Disc în mâna stângă. Acoperămintele, în greacă kalimata, care înseamnă acoperitoare sau pocrovețele, sunt obiecte liturgice folosite la acoperirea darurilor. Ele sunt făcute din același material din care se confecționează veșmintele liturgice. Există trei acoperăminte. Unul pentru Sfântul Disc, altul pentru Sfântul Potir și al treilea, mai mare, numit Aer, pentru acoperirea ambelor sfinte vase, discul și potirul, care se folosesc la săvârșirea liturghiei în cultul ortodox. Semnificația lor teologică este de acoperământ și podoabă a darurilor euharistice. Acestea au rolul de a acoperi sfintele vase pentru a împiedica pierderea sau căderea miridelor de pe Sfântul Disc ori a vinului din Sfântul Potir. Înainte de ieșirea cu cinstitele daruri, la strană se cântă Heruvicul. Denumirea de Heruvic sau Imn Heruvic vine de la afirmația acestei cântări că noi, cei care participăm la Sfânta Liturghie, îi închipuim tainic pe heruvimii care intonează cântarea întreit sfântă, făcătoarei de viață treimi. Prin extensie, tot denumirea de heruvic se folosește și pentru imnele care se cântă în timpul vohodului cu cinstitele daruri în joia și sâmbăta mare, și anume
cinei tale celei de taină și, respectiv, să tacă tot trupul omenesc. De asemenea, la liturghia darurilor înainte sfințite, textul heruvicului este unul special. Acum puterile cerești împreună cu noi nevăzut slujesc. Vohodul din cadrul liturghiei darul mai întâi sfințirea Sfântului Grigori, dialogul, are o anumită particularitate foarte importantă și esențială, de fapt, definitorie, aceea că ieșirea aceea mare are loc cu sfintele daruri. Observăm că preotul ține potirul în mâna stângă de data aceasta, nu cum se face în mod obișnuit la liturghia Sfântului Vasile sau Sfântului Ioan Gură de Aur, și mâna dreaptă Sfântul Disc. De ce? Pentru că pe Sfântul Disc el nu mai are Sfântul Agnes care prefigurează, preînchipuie, ci l-are pe însuși Hristos. Iată care se săvârșește, aduce acum jertfă. El a fost, de fapt, într-adevăr, sfințit în duminica dinaintea acestei liturghii, care se vește foarte miercuri sau vineri. Duminica anterioară s-a sfințit, nu? S-a prefăcut în trupul sângele Domnului. Deci, iată, acum apare Hristos, se înfățișează și încă un element. Preotul nu mai rostește acele pomeniri, cum se fac în mod obișnuit. Ține Sfântul Disc în mâna dreaptă, dar către frunte, și Sfântul Potir în dreptul inimii, ajunge în mijlocul bisericii în taină, totul este învăluit de mister, Hristos vine și se jerfește data aceasta, ca un miel, binecuvintează poporul, se întoarce în taină către Sfântul Altar, sigur, anunță momentul acesta al așezării darurilor sfinte pe Sfânta Masă și trage, mișcă acel clopoțel. Heruvicul este întrerupt de pomenirile rostite de preot cu voce tare. Liturghierul face mențiunea expresă că acum nu se citesc pomenice și nu se ating capetele credincioșilor cu Sfântul Potir. Pomenirile prevăzute de liturghier cuprind toate categoriile de clerici și credincioși, vii și adormiți, inclusiv pe toți cei de pe pomenice, care de altfel au fost pomeniți la proscomidie. La Sfânta Liturghie, la Vohodul Mare sau la ieșirea cu cinstitele daruri, preotul sau preoții fac anumite pomeniri. Și prima pomenire este pomenirea ierarhului locului. Aceste pomeniri ne trimit puțin la istoricul acestui moment din Sfânta Liturghie. Pentru că în biserica primară și chiar mai târziu, până în secolele 4-5, credincioșii aduceau darurile pentru Sfânta Liturghie și diaconii le preluau și le duceau undeva în Sfântul Altar, unde alegeau pe cele mai potrivite, din care se săvârșea Sfânta Euharistie. Acest moment însă încet încet a fost înlocuit cu un psalm și apoi cu cântarea pe care o avem astăzi, heruvic, și pregătirea propriu-zisă a darurilor pentru a fi sfințite se face în timpul proscomidiei. Vohodurile din slujbele serviciului divin zilnic simbolizează o manifestare treptată a Mântuitorului în lume, așa cum s-a realizat ea de-a lungul istoriei mântuirii. La vohodul mic din rânduiala liturghiei, el este întruchipat de Sfânta Evanghelie, care cuprinde viața, lucrarea și predica sa. La vohodul mare, Hristos apare sub forma cinstitelor daruri, care ulterior se vor preface în trupul și sângele său. Vohodul este un ritual săvârșit în cadrul Sfintei Liturghii și la slujba vecerniei. Vohodul mic de la liturghie reprezintă ieșirea cu Evanghelia din altar până în mijlocul naosului, apoi întoarcerea și depunerea ei pe Sfânta Masă. Vohodul mare înseamnă ieșirea și intrarea cu cinstitele daruri după același ritual. Bine este cuvântat cel ce vine.